Salutare și bine ați venit la un nou episod de Career Mode Palermo FIFA 16. Am ajuns în momentul mult așteptat, prima etapă din Serie A. Vom juca contra celor de la Genoa, contra Grifonilor. Palermo în frunte cu o echipă nou-nouță. Așa, ăsta e echipamentul. Oulu, de ce joc cu echipa a doua? Ce era sucomit. Jucam cu echipa a doua. Asta e echipa. Am și speriasem. Locadia. Nu, de fapt ăla e Robin Coisson. Altfel arată echipa acum, nu? Hai să-i dăm drumul. Oh, pe Renzo Barbera. Public e în delir, a început sezonul. Superb stadionul Sicilia. Marea în dreapta, muntele în stânga. Îți doresc mai mult. Oh, Jurgen, este golazo! Minutul 3, Jurgen Locadia aduce avantajul. Perfectă pasa lui Oscar Hiljemark și Jurgen Locadia. Un șut la colțul scurt duce tabela la 1-0 pentru noi. Ce-i cu pasa aia, frate? Olu! Hai, Dragovski! Periculos, periculos. Ce fază frumoasă. Nu. Nici nu mă așteptam la șutul ăla. Hai, Coisson. Coisson, Ne Di Marco. Nu. Bravo, Dragovski. Bine. Jean-Kevin Augustin. Put his side in front there. Yeah, a chance, not the easiest of chances, and maybe he'll get another one before this match is out, but on the attack here. Bine. Coisson. Coisson. The defender has dispossessed it. Gakpo. Stai cu minte, a pus Bellerin la punct. It's a big deal that we can tell you about. Alaba la Juventus. What? Look at the club involved. It's Juventus who made this signing. Well, it's a fairly big transfer figure, £40 million or thereabouts, and I think this lad won't be affected by it though. He'll be able to compete in towards goal. Un port am văzut o să îmi bat piciorul. Penalty. Referee. Hai, Lazar. Lazar. Well blocked. Corner to come because of that deflection. Lazar, Lazar. And the goalkeeper got a touch to that. Fine save. Centrare. Gonzalez. Haide, haide. Hai, Lazar. Ah, hello. Schmeckt. Oh, Augustin. Jean-Kevin Augustin, gol! Bine, boy. Bine. It's a super goal. Well, it's the perfect start, isn't it? And that'll give him so much confidence for the weeks ahead. But it's a very good goal and Jean-Kevin Augustin. Yeah, the stats play. No! Nemeritat. Diego Perotti. Lazar. Lazar. Locadia. Locadia. Hiljemark. Hiljemark. Haide, haide. Bellerin. Bellerin, ce cauți acolo, Bellerin? Locadia. Mai bag un atacant că am nevoie, trebuie neapărat să câștig meciul ăsta. Hai, Durdević, că tu ești proaspăt, tată.
Pleacă Locadia de aici. Bine, Durdević. Penalti! Penalti, mă, este, mă! Bine, bă, Durdević. Bine. De ce înseamnă să fii proaspăt? Bravo, mă! Hai, Locadia. Dacă nu dai gol... Nu! Nu am uitat meciul, Locadia, trebuia să-l las pe Durdević. Superb meci, superb. Păcate, doar am remizat 2-2. Lazio a vrut să plece de la... Plecat de la Lazio, a ajuns la Dortmund. Interesant. Am început meciul. Sperăm că îi vom face față echipei lui Antonio Di Natale, legenda. Thomas Hertl starts despite looking shaky in recent games. It's good to see them going with two strikers today. Palermo will play like this today. Well, it's pretty fashionable these days, isn't it? The 4-3-3 gives you the three in midfield, which managers like to have that extra solidity. Yeah, that's right. I'm just looking at the... Ce foul? Iar... Dar n-am vrut să dau la ăla. Să dau la ăla. Hai, Di Marco. Pires. And he's moved in trying to jostle the opponent off his stride. Ia uite ce liber e Locadia. Locadia, Locadia, golazo du Locadia, Jurgen Locadia. Unul dintre cei mai importanti jucători ai mei, poate cel mai important. Haide, Lazar. Haide, Lazar, uite cât spațiu ai. Lazar, dă gol. Lazar! Ce? What the fuck? Hiljemark. Fault. Roșu. Chiar dacă nu-i penalti, dar e roșu. Galben. Hiljemark. Hiljemark. Corner. Passons. Să conducem. Foarte bine. Locadia încă o dată și-a trecut numele pe tabela de marcaj. Îl vedem acolo liber pe cineva. Gonzales. Gonzales și Gigi Locadia. Încă o dată Locadia. Wow, la respingere. Om potrivit la locul potrivit. Nu, 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 nu. Bine, bă, Gonzales, bă. Paulus, damn. Dragovski. Hai, Cason. Facem niște schimbări. Vreau să-l introduc pe Traikovski în locul lui Augustin. Și deocamdată atât. Și probabil pe Jajalo în locul lui Ciocev. Domitzi. Domitzi. Kone. Dieme. Bine, Di Marco.
Haide Coason, dă-și tu un gol în sfârșit, dă-și tu un gol anul ăsta, nu merge. Nu merge să dea gol Coason. Bine, Hilie, mă. Ce foarte mult băiatul ăsta. O, Trajkovski. O, Trajkovski. Bine, Trajkovski. Ce ratare! Just off target. Yeah, unlucky because he got some power behind the ball, just not the direction. Cyril Terreau. And in goes the cross. Good hands, bread and butter work really by the goalkeeper, but he did it very competently. He's having a good game. Hai Lazare. Oi, oi, oi. Lazar! Oscar Hiljemar! Oh. Ce fază frumoasă! Ia să mai facem o schimbare. Scoatem pe Din Marco și ne introducem pe Vitiello. Pe veteranul Vitiello. Manager thinking for the away side, time for a change. No, no, no. Very close, had the crowd on his feet. It was too high. Unde erai, bă, Lazar, mă, acolo trebuie să fii tu. Pires. 3 minutes from the referee by the fourth official. That's the decision regarding added time. There's the ball in. Tries the volley. Mamă, ce parada lui Dragovski. Well, the fans love this. The goalkeeper coming up to the opposing. Ce bun mai vine și portarul, doar ca să-i dau eu gol. Așa, joacă cu portarul. Mamă. That move offside by the raising of the flag from the assistant. To me, like the timing of the pass and the run was spot on, but a closer inspection, no, he was. Oh, victorie bine meritată. Frosinone 0. Chievo Verona. Pare că se va termina perioada de transferuri. Genoa 2. La Cazet la United pentru 53 de milioane de euro. Müller la Man City pentru 65 de milioane de euro. Wow. Pentru mine oricum n-are nimeni nicio ofertă, nimic. Wow, wow, wow. Am văzut eu bine, Boateng la Chelsea pentru 70 de milioane de euro. Am primit Manager of the Month. Wow. De la ofițerul de presă de la Team Serie A. Foarte bine, super tare. Dar bine că îmi dați pe Sergio Ramos, Bale și Suarez pentru echipa mea. Mulțumesc. Bun. Asta a fost tot pentru episodul de astăzi, băieți. Sper că v-a plăcut. Hai să fim aproape de echipă. Ne aflăm pe locul 5, loc de Europa. Dați un like acestui video dacă v-a plăcut. Abonați-vă canalului și până data viitoare. Numai bine.